Elevii unei clase a 5-a de la școala numărul 117 din capitală au ales să petreacă una din zilele dedicate săptămânii școala altfel printr-o excursie la Giurgiu. Copiii au vizitat Muzeul Poliției de Frontieră Giurgiu, acolo unde încă de la intrare le-a fost făcut turul exponatelor. În spatele meu puteți observa sigla Muzeului Poliției de Frontieră, două manechine echipate cu uniforma actuală a Poliției de Frontieră, iar în spatele vostru puteți observa o butaforie unde este reprezentat un foișor de unde se făcea observarea frontierei de stat în urmă cu ani de zile, un soldat echipat într-o uniformă de acum 25-30 de ani. Elevii bucureșteni au admirat colecția drapelelor de luptă, expoziția de uniforme grănicerești, cea de uniforme actuale ale țărilor europene, machete ale navelor fluviale ale Poliției de Frontieră, arme actuale și din timpul celor două războaie mondiale, epoleți, insigne, decorații și publicații istorice. Micii vizitatori au fost atât de încântați de exponate, încât s-au străduit să le capteze aproape pe toate cu telefoanele mobile. Cum ți se pare? Foarte frumos. Așa, din prima vedere, mi se pare foarte frumos. Cum ți se par uniforme? Foarte frumoase. De... Ai văzut? Nu. Ce ai văzut tu aici la muzeu? Uniforme de pe timpurile vechi, de acum 200 de ani, dar nu sunt originale. Și acum știu cum arată acele uniforme de acum 200 sau 100 de ani. Nu le-ai mai văzut până acum? Nu, niciodată. Mi-aș fi dorit să port una. Mărimea tabloului reprezentând bătălia de la Călugăreni, expus în sala de consiliu, i-a impresionat plăcut pe micii vizitatori. Cum ți se pare sala de consiliu de aici? E special, e mare, e foarte încăpătoare. De tablou ce zic? Păi îi reprezintă bătălia de la Călugăreni și e expresiv, e frumos. Copiii din cadrul mai multor grădinițe și școli sunt așteptați până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a afla istoria și valorile Poliției de Frontieră. În cursul săptămânii, elevi din cadrul mai multor școli din municipiul Giurgiu au venit să viziteze Muzeul Poliției de Frontieră, dar și punctul de trecere a frontierei Giurgiu. În cadrul punctului, aceștia vor asista la o prezentare a tehnicii din dotare, la un exercițiu cu un câine de serviciu și împreună vom traversa podul prieteniei. Înainte de a-și continua vizita, elevii bucureșteni au semnat în cartea de onoare a Muzeului Poliției de Frontieră, apreciind modul în care au fost primiți și în care li s-au prezentat exponatele.